it's time for Christmas. And Christmas is my favorite time of year. It's beginning to look like all my wishes are coming true, that's why I cheer. I've been busy decking the halls. I've been kind to big and small. And now it's time to have a merry holiday. What a feeling when it's time for Christmas. Let's sing a carol and we'll bring it here. I guess that spring and summer, they're all fine. But I've been waiting for the season that's mine. So let it come, yeah, let it come. Începem un nou vlogmas, este duminică, este 11 fără 20 și am zis să încep astăzi un nou vlog pentru că duminica trecută nu am filmat, dar știu că am filmat sâmbătă, în orice caz ieri am venit foarte obosită și ieri după ce am ajuns de la facultate n-am făcut mai nimic, doar ce am stat cu Milada și m-am jucat cu ea și atât. Așa că am cam lăsat dezordine pe aici prin casă. Acum am strâns puțin în bucătărie, am avut câteva vase de spălat. Nu vreau să fac cine știe ce, dar o să strâng puțin prin casă pentru că nu-mi place. Nu sunt genul de persoană care să stea în dezordine. Nu-mi place, pur și simplu îmi dă o stare nașpa. Așa că o să vreau să strâng puțin prin casă, să pun altă păturică pe canapea, că pe aia am dat-o jos că era tare murdărică de la ursul. Și vreau să... Milada doarme momentan, v-am zis, este 11 fără 20. Vreau să bag niște foietaj la cuptor. Vreau să fac cu brânzică dintre aceasta. Să ungă foietajul cu brânzică, să pun șuncă și cașcaval și să fac așa un fel de aperitive. Să le avem astăzi, chiar dacă al meu este la muncă, vreau să gătesc astăzi ceva. Ieri n-am făcut absolut nimic. V-am spus, deși am intrat în bucătărie pe la 6, cam așa, m-am ridicat eu din țarc plină de energie. Trebuie să fac ceva, deja nu mai aveam stare, dar n-aveam nici chef. Am intrat în bucătărie. Am deschis telefonul să caut să mă uit de ceva rețete și mi-a pierit cheful. Pur și simplu am zis nu mai fac nimic. Am scos carne la desghețat, am luat, am băgat-o înapoi și aia a fost tot. Așa că astăzi am și o stare așa, nu știu, de liniște. Simt că vin și sărbătorile și, nu știu, pur și simplu intru așa într-o stare. Nu mai știu ce ziceam, că am vorbit un picuț la telefon, dar am scos între timp și șunculița. O să pun șuncă dintre aceasta de pui, cașcaval și brânzica, v-am arătat-o. Și vreau să frământ, să fac și niște lipii cu unt așa cum le fac. Eu n-am mai făcut, chiar cred că de vreo două săptămâni am mai făcut și obișnuiam să fac foarte des. Mai am foarte puțină pâinică în casă și dacă tot mai este puțină pâine, vreau să frământ niște lipii și vreau să fac și ceva de mâncărică, dar mai încolo, nu știu încă ce. Am și niște cărnițe de porc, pentru că aseară nu le-am mai băgat la congelator, le-am băgat în frigider, că știam că oricum o să gătesc astăzi ceva. Am obosit. Și tot în frigider mai am și niște piept de pui. Vreau să vă zic că îmi simt burtica atât de mare. Nu știu, pur și simplu am impresia că cu Milada era mai mică burtica. Știu că mi-a zis și cineva în comentarii și în general persoanele din jurul meu îmi spun că de data aceasta burtica este mai mare și cred că cumva este și normal pentru că, na, fiind a doua sarcină, în orice caz, sunt foarte, foarte diferite sarcinile.
Da, sunt atât de recunoscătoare și chiar acum am mișcat aici, este atât de activă, este băgat aici așa în partea dreaptă și știu că aici a stat și Milada. Tot așa, în ultimele luni, Doamne, ce mă mai lovea și Milada aici în partea, până aici așa o simt, în partea să mă ridic mai pe vârfuri, să vedeți vârtica, până aici așa o simt în partea asta și pe Milada o simțeam la fel, doar că Milada nu lovea atât de tare. Dar abia așteptăm să o cunoaștem și să așa de recunoscătoare. Doamne, nu știu, a trecut prea repede timpul și încerc să mă bucur cât de mult pot de burtica mea. Da, asta o să fac acum. Am strâns în bucătărie. Vreau să pun pătura pe canapea, să strâng un pic și în living. Dar întâi o să bag făietajul acesta la cuptor. O să-l luăm cu puțină făină. Pun brânzica, cașcavalul și șunca și le facem așa rulouri. Facem împreună oricum. E prima dată când fac așa că dacă iese, iese, dacă nu, nu. Aia e. Le mâncăm așa cum vor ieși. Hold up, I am on my way, I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. We can hang out the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas times, we'll be chilling and having a good, good time. Doesn't matter if the snow is falling. Santa's coming to visit. No, he wouldn't miss this in Christmas times. Oh, and the sunset, it is just getting better on a blanket with the skyline painted in blue. Ooh, yeah, that's what we do. We'll be chilling and having a good, good time. Așa au ieșit, pentru că s-a terminat șunca de pui, am pus în continuare salam, dar aia e, mă așteptam să-mi ajungă, dar nu contează. Am pornit deja cuptorul, l-am lăsat să se încălzească, iar acum o să le bag la cuptor și până se fac ele, mi le-a dat încă doarme. Vreau să frământ lipiile, lipii pe care dacă mă urmăriți știți deja, dar știu că am oameni noi pe canal și vă mulțumesc tare mult că v-ați abonat și că ați venit la mine pe canal. Eu fac lipiile din apă călduță, făină, puțină sare și drojdie și cam aia e, iar apoi le fac în tigaie cu unt, dar oricum le facem împreună. Așa că mă pun să le frământ, bag astea în cuptor și ne auzim mai încolo. Am pus doar făina și mi-am dat seama că nu am drojdie, așa că după ce o să se trezească Milada o să ieșim puțin afară la aer și o să intru la magazin să cumpăr drojdie. Deci lipiile se anulează pentru mai târziu. Mă duc să aduc pătură, să pun pe canapea aici jos și să strâng un picuț prin casă cât încă mai doarme ea. Your name, it's insane.
țin doar gălbenușul, de fapt. O să pun doar gălbenușul, pentru că vreau să le un puțin și să le bag înapoi la cuptor. Am ieșit până afară să scutur o pătură. Din casă se vedea că este înnorat, dar plouă foarte tare, așa că o să ieșim afară mai încolo. Gata, le-am scos. Mi-am pus și eu una aici pe farfurie să se răcească. O să le pun pe toate într-o caserolă ca să nu se întărească și plouă foarte tare la noi. Am vrut să mă duc repede după drojdie cu Milada, dar plouă foarte tare, așa că lipiile o să rămână ori pe mai târziu, ori văd eu dacă le mai fac astăzi. Poate ajunge al meu mai repede și trece el pe la magazin. Pentru că plouă foarte tare și nu o să mă pornesc pe ploaia asta nicăieri. Iubirea mea. Puișorule, te iubesc mult. Milada se joacă aici foarte cu minte. A păpat... Da, suflet. A păpat și un pufulete. Trebuie să mai șterg pe aici marginile, că ia apapă pufulet și după pune mânuța. În bucătărie am aspirat foarte bune. Au ieșit foietajele. Am mâncat și eu unul. Da, mami. Am mâncat și eu unul. Vreau să aspir aici și să mă duc să strâng puțin dincolo. Iar apoi o să intru să mă joc cu ea. Da, iubita mea, vine mama imediat la tine. Well, I'm all for Christmas. All the happy smiles and the wishes. And I want it all from the lights to the mistletoe. You're missing. I will keep you warm as soon as you remove that snow. Whatever we do, we will be alright. These holiday wonders will open your mind. May all your wishes tonight come true. The love I live, the dream I knew. This Christmas I only want. Close to you. Hey. Copilașii ne uimesc de foarte multe ori, pentru că dintre toate jucăriile din acest țarc, Milada se joacă de foarte multe ori cu această cutie. Cutie făcută de mine, e o cutie de papuci. Am dat-o toată cu scoci ca să nu mănânce cartonul. Nu, mama, nu, iubita mea, s-a apucat să mănânce o carte. Uite, iubire, poftim. Și am făcut așa niște găurele ca să băgăm noi mingi înăuntru. A durat ceva până și-a dat ea seama cum funcționează treburile. Dar am învățat să le bage. La început eu băgam mingile și ea le scotea. Da, da, da. Da, da, da. Nu, nu, nu.
Este ora 3 momentan. Noi am fost și afară, am trecut și pe la magazin de am luat drojdie ca să fac lipiile. S-a oprit ploaia între timp și am ieșit cu Milada la plimbare. Până să ieșim afară am stat în țarc, ne-am jucat, eu am stat întins, așa de bine mi-a prins. Așa de fain e țarcul ăsta, că e atât de mare, că tot timpul stau atât de bine acolo în el când mă întind. Pun o pernă așa pe o parte sub burtă și stau foarte bine. Milada doarme, am stat și o oră întinsă în pat până a adormit ea, ne-a mai jucat, ne-a mai gâdilat, a mai povestit ea acolo până a adormit. Acum doarme. Este ora 3. Eu am coborât. Am obosit. Am obosit vorbind. Vreau să frământ lipiile. Am o stare așa de liniște, că ea doarme. E așa de liniște și în casă. Îl mai aud și pe ursul aici cum sfărăie pe canapea. Și vreau să mă apuc așa încet să le fac. Vreau să fac o ciorbă. O să fac lipiile. Și pentru că am niște pui dezghețat aici, nu este mult, dar cred că o să-l pun puțin la călit și o să pun sos dintre acesta de care am luat de la Aldi. La Aldi, nu, la Lidl am fost de data asta. Tikka masala. Simplu, călesc puțin, pun puțină ceapă, puțin usturoi. Poate pun și niște ciuperci și nu mă dau cu sosul ăsta peste rapid, așa. Și am niște cărnițe de porc. Tot așa, v-am spus că am dezghețat de ieri, am scos de ieri din congelator, am niște cărniță de porc, nu o să o folosesc pe toată, o să iau vreo 2-3 bucăți, o să iau grăsimea și o să le călesc așa puțin și o să fac o ciorbiță de cartof cu niște cărniță de porc, legume, o să pun și o mână de orez și cam asta vreau să fac. Prima dată o să frământ pentru lipii, iar apoi o să mă pun să curăț legumele pentru ciorbă și pentru pui. Hey, do you remember 20 something years ago? Those cold nights in December and the sound of the falling snow. The fireplace warm and nice. The VHS movie box, your old broke down touring bus, and not a single cloud in the sky. If I could go back in time, I'd pack my bags right now. If I could play back rewind, I wouldn't think twice. A pair of jeans and a dusty shirt, we didn't have a You and me were poor as dirt. All we had was time. Hey, do you remember sneaking out in the night? Me playing the Fender and you singing, oh, it's alright. Beating hearts full of lust, shiny stars over us, just a dream guiding us, and not a single cloud in the sky. If I could go back in time, I'd pack my bags right now. If I could play back my life, I wouldn't think twice. A pair of jeans and a dusty shirt, we didn't have a dime. Milada s-a trezit între timp odată, am fost și am adormit-o la loc. Este 4 fără ceva acum, am pus ciorba la foc, am tocat aici ceapă și usturoi, jumătate de ceapă am pus-o la ciorbă, jumătate o să o pun la pieptul de pui. Am scos pieptul de pui din frigider și o să vreau să mai tai pentru că la al meu îi place, mie nu-mi place ardeiul, gogoșar, ardei. Tot ce ține de partea aceasta nu-mi place, așa că o să vreau să toc puțin și aici am pieptul de pui, o să-l toc și pe el, o să condimentez, o să pun și puțin condiment dintre acesta de pui pe care l-am luat de la Lidl, în ciorbă o să pun puțin pătrunjel la sfârșit,
Și deasupra, peste pui, o să vreau să mai pun ciuperci. Am conserve dintre acestea luate tot de la Lidl. Ciuperci dintre acestea așa în apă. Mă dau mai în spate să încap în cadru. Că nu încap în cadru. O să pun și ciuperci. Și la sfârșit de tot o să pun sosul acesta despre care v-am spus, tikka masala. Are, nu cred că este foarte picant, dar este puțin picant. Așa că da, pun acum puiul la foc și după ce termin și cu puiul o să fac lipiile. Este 4:10, am încercat a doua oară să mă duc să o culc pe Milada pentru că s-a trezit, dar până am coborât jos s-a ridicat, așa că mă duc imediat după ea să o aduc. Am pus aici și ciupercile, ardeiul, pieptul de pui, ceapa, usturoiul, o să condimentez cu sare, piper, condiment dintre acela de pui pe care vi l-am arătat. Iar la final o să pun sosul acela, dar întâi o să le las puțin să scadă, pentru că pieptul de pui a lăsat foarte multă apă și o să vreau să le las puțin să se călească aici așa și să scadă. Am terminat ciorba. Înainte să o condimentez după gustul nostru, am condimentat puțin și am scos și Miladei să se răcească. Am terminat și puiul. O să pun capac imediat, le dau la o parte și mă apuc de lipi. Am terminat și puiul, arată super, super bine, nu a ieșit foarte mult pentru că nu am vrut să mai dezgheț, am vrut neapărat să folosesc puiul ce era în frigider și e suficient. Acum le dau la o parte, șterg puțin aragazul și mă pun să fac lipiile. Come on in, come on up, come on over, for the merriest time of year. Come on up, come on in, get together, for a good time, smile my dear. Come on in, come on up, come on over, we'll be dancing round the tree. So let us have a swinging Christmas, just like one, two, three. Este ora 5, imediat o să mă duc să scot scaunul, să îi dau Miladei să pape, ieși ea pe aici pe jos cu mine, ajutorul meu. Astăzi chiar m-am relaxat în bucătărie și am făcut totul așa în liniște, a fost așa de fain. Mă bucur din suflet că nu am făcut aseară mâncare pentru că nu aveam o stare, nu neapărat că aveam ceva, dar eram obosită și de obicei când am stări dintre acestea în care nu simt nevoia să fac, dar cumva creierul meu vrea să facă, Milada ne mișcă pe aici, nu-mi ies lucrurile tot timpul așa cum vreau și mă bucur că n-am făcut aseară așa de fain, am făcut azi și încet și Milada este foarte cu minte și da, a fost o zi minunată, chiar dacă am stat acasă, doar eu cu ea, este mai mult decât suficient și sunt foarte, foarte recunoscătoare pentru tot ceea ce am, pentru sănătate, pentru tot, pentru tot ceea ce avem. Da, vreau să mă duc să-i dau și ei să mănânce,
Am spălat și vasele, am terminat în bucătărie, nu mai am absolut nimic de făcut. O să îi dau Miladei să mănânce și după o să ne jucăm. Vroiam să vă mai zic că cred că acum câteva săptămâni am pus eu o poză pe comunitate unde v-am întrebat despre ce ați vrea să mai vorbesc în vloguri și multe dintre voi mi-ați pus întrebări. Nu mi-ați pus exact ce ați vrea să vorbesc în vloguri și mi-am dat seama că n-am mai făcut de mult un Q&A, cred că e mai mult de jumătate de an. Cred că am făcut ultimul Q&A după ce am aflat de sarcină, adică mai am un pic și nasc, a trecut ceva timp de atunci, așa că o să fac zilele acestea un Q&A, dacă aveți curiozități, lăsați acolo întrebările, o să vă răspund cu mare, mare drag, o să postez și pe Instagram pentru fetele care mă urmăresc acolo, dacă nu o faceți, Instagramul o să-l găsiți în descriere. Da, puiul meu, și zilele acestea o să vină și un Q&A. Așa că orice curiozitate, lăsați acolo în comentarii și vă voi răspunde cu mare, mare drag. Cam atât cu vlogul de astăzi. Nu știu cât o să fie de lung sau de scurt. Este un vlog de duminică. Astăzi a fost o duminică așa mai productivă pentru mine. Am făcut și chestii prin casă, am făcut și de mâncare, în același timp am și odihnit, am stat și cu Milada în pat, m-am și jucat foarte mult cu ea. Nu știu, simt că am făcut așa din toate și chiar sunt foarte, foarte recunoscătoare pentru tot. Vă pupăcesc tare, tare, sper că v-a plăcut vlogul, nu uitați să-mi dați un like, să vă abonați canalului, am văzut că au venit multe persoane în ultimele zile, datorită faptului că sunt constantă și postez aproape zilnic, așa că vă mulțumesc că ați ales canalul acesta, vă pupăcesc tare, tare și ne revedem în următorul vlog. Pupici, să aveți grijă de voi!